lui Eric Linca. Naționala masculină de handbal a României întâlnește astăzi la Baia. În cele din urmă, prin a renunța la fostul loc de muncă, prin a... A 8-a meciul Kosovo-Suedia. Trecem la tenis. Jacqueline Cristian, locul 169 WTA, evoluează în ultimul. României la basket masculin programează astăzi meciul din grupa B la Arena Antonio Alexe din Oradea. Campionatul național de volei masculin Dinamo întâlnește pe Universitatea de Vest Timișoara într-un meci din grupa